manifestul nostru pe care a pornit totul dintr-o joacă și imediat în 3 zile ne-am strâns și l-am filmat, este pentru, în primul rând pentru a face conștient în rândul publicului nostru faptul că existăm, în primul rând, nu toată lumea ne cunoaște, chiar din Iași, și pentru a le atrage atenția că este indicat ca acele cumpărături, fie pentru nevoile obișnuite, fie pentru cadouri, să le facă din comunitatea din care sunt. Ne ajută în primul rând pe noi și în al doilea rând sunt produse customizate, sunt produse de o calitate mai ridicată decât ceea ce găsim ca și produs de import sau făcut în serie foarte mare. Da, este adevărat. Avem o concurență în produsele acestea de care spuneam, cu prețuri foarte competitive. Dar ceea ce se face la noi este de o calitate mai bună, este legătura aia între nevoia personalizată a celor care se adresează nouă și ne ajută și pe noi să continuăm, să nu ne dăm bătuți în treaba asta. Este foarte provocator, este extrem de provocator. Cine are senzația că cei care încă au afaceri o duc foarte bine sau mai știu care sunt credințele celor care ne văd că rezistăm în piață, este departe de adevăr. Rezistăm cu greu perioadele astea. Practic ați creat o comunitate care nu are treabă cu sectorul agroalimentar, da? Producători locali care fac lucruri non-alimentare, să le numim așa. Cum ați reușit să vă strângeți? În primul rând, noi ne cunoaștem din mai multe contexte. Facem parte din o comunitate mai mare de antreprenori, din femei antreprenori, mamprenoare. Acolo ne-am coagulat, în primul rând. Și ne-am dat seama, bine, noi știam asta, dar acum contextul ăsta ne-a făcut să ne fim mai unite și mai proactive în ceea ce încercăm să facem împreună. Ce veți face în continuare? Încercăm să supraviețuim. Mergem în continuare cum putem. Știm că dacă o să rezistăm acestei perioade și reușim să ieșim cu asta din bine, cu bine din contextul ăsta, o să fie și mai bine, sperăm noi.